Alegerea lui Adrian Tudor în funcția de viceprimar al municipiului Târgu Jiu va lăsa un post vacant la Minpres. Tudor este în acest moment director adjunct al instituției și trebuie să renunțe la această funcție. Gabriel George, directorul Minpres, a declarat că Tudor își va depune demisia și va fi numit un nou director adjunct. Potențialii înlocuitori sunt foarte mulți în cadrul Minpresului, că după cum vedeți de ceva timp încoatăm și prefectul, dăm și viceprimarul, deci avem angajați calificați care pot să ocupe orice post. Începând de la funcția de director economic până la funcția de șef de birou, oricare poate să ocupe postul de director adjunct. Propunerea îi va aparține directorului general, iar adjunctul său va fi ales săptămâna viitoare. Cum se va decide? Competențele revin mie, conform legii o să încerc care o să numesc. Sunt multe persoane la care v-ați gândit? Sunt mai multe persoane, o să stabilez cu colegii, pentru că chiar dacă eu sunt director general, nu muncesc singur cu ei. Adrian Tudor a fost numit în funcția de director adjunct la Minprest în luna februarie anul trecut. Atunci Alin Văcaru i-a lăsat cale liberă, fiind învestit în fruntea prefectului Gorj.